Situație hilară și infracțională în același timp la Petroșani. Capacele de canal dispar de pe domeniul public în fiecare noapte. Dimineața, în locul lor, apar crengi de copaci cu hârtii colorate, iar situația, pe cât de hilară, pe atât de periculoasă poate deveni pentru trecători și conducători auto. Cei care nu sunt atenți pot cădea cu ușurință într-un canal, în timp ce șoferii își pot avaria serios autoturismele fără ca nimeni să se facă vinovat. Așa cum s-a întâmplat și în săptămâna mare, mai exact în săptămâna patimilor, și în seara precedentă au fost furate de pe domeniul public un număr de 3 capace, mai exact pe strada Constructorul, intersecție cu intrarea Eroilor, cu strada Eroilor. Noi am sesizat administratorul rețelelor, în special Apa Serv, pentru luarea măsurilor de urgență pentru privind înlocuirea acestora. Totodată, exact cum am spus, au fost sustrase de pe domeniul public și pe strada Carpați, alea Trandafirilor, pe strada Liacului din cartierul Dimitrov, și tot la fel am notificat operatorul care administrează rețelele pentru luarea măsurilor și eventual să facă și sesizare la poliție în acest sens. Deși problema este una veche, niciun făptaș nu a fost prins până la momentul de față, asta deși zilnic dispar capacele de canal. Situația nu este de ieri sau de astăzi, e o problemă la nivelul întregii văi a Jiului, să spun așa, dar deocamdată nu am informații în sensul că ar fi fost prins vreun făptaș. Conducătorii auto nu pot face altceva decât să evite aceste capace făcând slalom printre ramuri înfloriți plantați minuțios în locul capacelor de canal.